Hai, stai aici. Păi de ce? Ai emoții? Nu, sunt moartă. Nu ești moartă. Fraților, bine v-am găsit la un nou video. Bă, dar ce ești așa de rușinoasă? Stai și tu normal. Aici este Briana, nepoțica mea, care astăzi va reacționa la piesa aia. Dar nu vreau să stau pe scaun. Nu vrei să stau pe scaun? Nu. Bine. Păi ia uite, vezi, trebuie să te vezi acolo. Mă dai eu mai așa și tu vii stai aici, hai. După cum ziceam, Briana, ea este nepoțica mea. Câte ani ai tu? 7. 7 ani? Ea are emoții, dar nu știu de ce, adică... Uitați-vă și voi la ea, nu are dinți în gură de emoții. Ea este fata fratelui meu și a venit în vizită la noi, așa că am zis să profit de asta și să o pun să reacționeze la piesa mea. Uite, piesa asta cineva a făcut-o specială pentru mine și hai să o ascultăm. Ești gata? Vrei să o ascultăm? Da? Îmi cer scuze pentru ea, dar emoții. Are abia 7 ani și vă dați seama, așa sunt fetele de ziua de astăzi. Sunt pline de emoții. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe videouri de acest gen. Și haideți să-i dăm drumul. Fii atentă. Stai așa, să o dau eu puțin mai încet, să nu se audă tare și hai să vedem ea. Bine v-am găsit, fraților, la un episod din jocul ăsta, care acum este puțin mai diferit. Ia uite aici. Să-mi zici dacă îți place. Ia uite. Vezi, aici, mamă, ce gras eram aici, vezi ce gras eram? Ce părere ai până acum? Ce? Nu-ți place? Nu, serios, nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Păi de ce? Ce-i greșit în ea? Gata. Ce-i greșit în ea? Până acum. Stai așa, să mai... Că nu-mi place că zice aceea vorbă. Să be, ce te bagă în plan să fugi repede în casă. Am zis netai că vine nou farce. Sau eu și mă zi. Vezi? Aici îl dădeam afară pe Cristi din cameră. Cristi. Vezi? Eu mereu îl dau afară din cameră. Bine, acum îmi place. Acum îți place când îl dau afară din cameră, a? Ia uite, vezi? Aici l-am speriat cu drujba, vezi? Ia uite, ăsta eram eu. Văzuși? Vezi? I-am pus laxative în cola și el după aceea făcea caca pe el. Ce părere ai? Da. În oraș, după l-am dus la șaormă și când joc clash. Bă, de când duceam la școală, bă. Am terminat școala, știi asta, nu? Da, prostul. Ăla vorbește urât, el așa știe să înjure. Kung Fu, spune-mi tu mie părerea ta sinceră despre piesa asta. Da, fu frumoasă. Fu frumoasă? Da. Dar ce nu-ți plăcut la ea? Este că... Dinainte spunea doar... Aia cu Bercea, Bercea? E, da. Da, partea aia cu parpanecele de-am afară îți plăcea? Da. Îți place, a? Da. Dar de ce îți place ție să-l dăm afară pe parpanele? Te supără? E, da, și o supără și pe Cătălina, pe mama Ineli și... Îi supără pe toți, a? Da. Da? Și pe tine. Și păi și pe mine mă supără. Mai vrei să mai fac o piesă? Dacă vrei, bine. Da, tu acolo în Italia, la cine te uiți pe YouTube? Mă joc la jocuri. Te joci jocuri? Mhm. Păi și nu te uiți tu pe YouTube la nimeni? Mhm. Voi acolo nu aveți și voi în Italia un YouTuber pe care îl urmăriți, cum avem noi în România? Păi da, avem YouTube, dar nu mă uit eu. Nu te uiți? Păi de ce? Doar la televizor este. Doar la televizor te uiți? Da. Păi și nu urmărești tu prin YouTube? Și odată te-am găsit... Da? Mamă! Am mai găsit? Ia povestește-mi, cum ai găsit tu? Ia, vino aici. Când am văzut la ce joc te uitai. Da? Adică te jucai. Da? Da. Ce joc mă jucam? La ceva, nu mai știu, era ceva albastru. Ceva albastru? Păi și cum ai găsit tu pe mine pe internet acolo? Cum ai găsit? Ete, te-am găsit că... Că ce? Ete, l-am văzut și mami l-a găsit, după i-a spus: haide, Briana, uite-te! Și eu m-am uitat și nu puteam să cred în ochii mei. Nu puteai să crezi în ochii tăi? Că eram eu pe televizor? Da, da, nu pot să cred. Păi eu am canal de YouTube și mă urmărește foarte multă lume pe mine.
Ea nu știa că eu fac YouTube. Ea, păi ea cred că nici acum nu știe. Păi fii atentă că tu poți să cauți clipul ăsta pe internet și o să-l găsești pe YouTube. Tu o să apar pe YouTube acum. Serios? Da. Fraților, cam atât cu acest video. Știu că este scurt. Am vrut să văd reacția ei, pentru că ea nu prea știe despre ce este vorba. Ea nu știe că eu fac YouTube și probabil acum o să mă caute pe YouTube. Bă, să mă cauți în Italia și să arăți și la prietenii tăi aia. Da, am foarte mulți. Ai foarte mulți? Bine, să le zici de Bercea, da? Să mă caute acolo pe YouTube. Serios că el nu știu de tine, nici nu știu. Păi să le explici tu că eu sunt unchiul tău, fratele lui taică-tu și că eu-s vedetă în România și să le zici, da? Da, știu că ești vedetă, mi-ai spus de nu știu câte ori. Glumeam. Da, fraților, cam atât cu acest video. Briana a rămas plăcut surprinsă de piesă. Bine, a zis că nu prea plăcea partea cu Bercea, dar îi plăcea partea aia când îl dădeam afară pe Parpandel. Vreau să dați și voi un like la acest video în caz că vreți să mai facem astfel de videouri și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa! Zile, pa! Pa!